Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pentru azi, domnia lui Ludovic al XVI-lea și execuția sa. Ludovic al XVI-lea, 1774-1792, a devenit rege al Franței la 20 de ani printr-o conjunctură nefavorabilă. Nepregătit pentru a conduce un regat în plină criză, consecința politicii precedentului monarh, Ludovic al XV-lea, el a avut o domnie nefastă, fiind nevoit să se bazeze pe specialiști pentru reformarea statului, care până la urmă a dus la declanșarea Revoluției din 1789 și la destrămarea monarhiei. Ludovic, duce de Berry, s-a născut la 23 august 1754. Era al doilea fiu al delfinului Ludovic Ferdinand și al delfinei Marie-Joseph de Saxa. Fiul cel mare, ducele de Burgoni, era succesorul desemnat de Ludovic Ferdinand, care la rândul lui urma la tron abia după decesul tatălui său, Ludovic al XV-lea. Însă nenorocul a făcut ca ducele de Burgoni să moară în 1761, astfel că Ludovic, fratele mai mic în vârstă de 7 ani, devine moștenitor direct al tatălui său. Ludovic era timid, trăsătură accentuată după decesul tatălui său. De acum înainte, el devine delfinul între demnitatea regală și Ludovic, aflându-se doar bunicul său, Ludovic al XIV-lea. Pentru a strânge o alianță cu Imperiul Habsburgic, regele a hotărât o căsătorie între delfin și arhiducesa austriacă Maria Antoaneta, iar nunta a avut loc în 1770. Maria Antoaneta iubea luxul, balurile și distracțiile și mândră de originea sa, fiind o apărătoare a intereselor curții de la Viena, înconjurat de membrii familiei regale care dezaprobau viața dezmățată a lui Ludovic al XIV-lea, tânărul delfin era pătruns de valorile morale și creștine inerente rolului său în stat, valori care împiedicau însă orice apropiere de bunicul său. Acesta nu l-a asociat niciodată la conducerea statului, așa că atunci când a urcat pe tron, în 1774, Ludovic al XVI-lea nu beneficia de experiența practică a puterii. Alegerile impuse în numele tradiției, politicii și al deciziilor regale, dar și constrângerile dinastice au modelat personalitatea lui Ludovic. Odată devenit rege, trebuia să domnească, dar nu fusese învățat cum să o facă. Autoritatea regelui era una singură, nu putea fi nici divizibilă, nici transmisibilă. Monarhul era ajutat de corpurile constituite și de adunările regatului, consilii, curs suverane, stările provinciale, organe cu rol sfătuitor care nu puteau să-i retragă prerogativele. Franța secolului al XVIII-lea. Monarh absolut, regele dispunea de toate puterile care erau nemărginite. El era considerat izvorul întregii legislații și nu era obligat să respecte legile întocmai ca predecesorii săi. Dar regele nu putea merge împotriva legii divine, nici a moralei naturale. El trebuia de asemenea să respecte legile fundamentale ale regatului. Având dreptul de a percepe impozite, era de asemenea singurul care putea decide în privința cheltuielilor. Regele era responsabil și de politică externă, fiind și comandantul armatei. Drama secolului al XVIII-lea consta în faptul că ceea ce se dovedește mai puțin străin pentru acea vreme este inacceptabil pentru logica experienței de guvernare absolută. Oscilând între oportunități de conjunctură, ca ameliorare și rentabilizare a sistemului, loialism tradițional, salvarea regimului, conservatorismul luminat al secolului al XVIII-lea francez a dorit evitarea schimbărilor structurale printr-o reformă limitativă a statului patrimonial fără a-l transforma. Adaptarea statului la realitățile în plină schimbare ale secolului cereau modificări în mecanismele de funcționare ale absolutismului în direcție liberală. Franța finanța coloniile engleze din America, care la 4 iulie 1776 și-au proclamat independența. Sprijinirea Statelor Unite ale Americii nu însemna doar o revanșă asupra Angliei pentru înfrângerea în războiul de 7 ani, dar și întărirea noului stat, care cu o politică republicană încarnează spiritul luminilor. Însă această acțiune avea costurile sale.
Visteria era goală, iar susținerea cauzei americane a adâncit deficitul regal, ducând la faliment. Reformele lui Turgot. Ludovic avea sarcina de a conduce cel mai populat regat din Europa de 25 de milioane de locuitori. Pentru a reintra în simpatia opiniei publice, conta fermitatea. Primul guvern instituit de rege se dorea unul reformator, avându-l la centru pe Turgot, numit controlor general al finanțelor. Miza era crucială, deoarece se dorea transformarea profundă a instituției monarhice, care prin crizele din timpul lui Ludovic al XV-lea își evidențiase blocajele. Prin urmare, încoronarea lui Ludovic al XVI-lea a însemnat suscitarea unui val de speranță în rândul poporului. Turgot dorea modernizarea monarhiei, în special în plan economic, pentru a evita reapariția eternelor dificultăți financiare și înlăturarea opozițiilor. Pentru ca acestea să se întâmple, Turgot a îndemnat pe rege să-și consulte supușii. Parlamentul e repus în drepturi cu toate prerogativele, fiind anulat astfel reforma cancelarului Maupeou din timpul lui Ludovic al XV-lea. Turgot a decis să guverneze în spirit fiziocrat, punând accent pe agricultură. Prin urmare, se adoptă măsuri privind liberalizarea comerțului cu cereale, dar acestea veneau într-o perioadă când recolta era slabă, ducând la creșterea prețurilor la pâine și grâu. Astfel, în aprilie-mai 1775, a început războiul făinii. În țară au izbucnit revolte îndreptate pentru prima dată împotriva regelui. A fost atacat Turgot, care afirma că foamea se putea combate prin prețul exagerat al grânelor. Acesta a menționat însă reformele în ciuda revoltelor. Deși era susținut de către Ludovic, Turgot a căzut în disgrație, iar în mai 1776, victima intrigilor de la curte a fost demis, anihilând ultima șansă de reformare a regimului monarhist. Turgot i-a lăsat lui Ludovic o scrisoare prin care l-a avertizat să nu cedeze slăbiciunilor, lăsând printre altele o frază tulburătoare pentru rege: „Să nu uitați niciodată, sire, că slăbiciunea i-a pus lui Carol I capul pe butuc”, aluzie la epoca lui Oliver Cromwell și la soarta suveranului Angliei, care înfricoșase și oripilase Europa. Reformele lui Necker. După 1776 s-a conturat în mod clar un blocaj al statului regal. Au reapărut vechile opoziții, cea parlamentară, cea populară și cea a clicilor de la curte. Turgot lăsa în urmă probleme financiare. Lipsită de bani, curtea se vedea dependentă de parlamente pentru a institui noi impozite. Finanțele statului au fost încredințate lui Jacques Necker, bancher protestant elvețien numit director general al tezaurului regal, fiindcă religia sa nu-i permitea pătrunderea în consiliu și numirea în postul de controlor general. Necker a redresat parțial finanțele statului, recurgând la împrumuturi. Banii au început să intre în momentul când războiul din America a început să devină din ce în ce mai costisitor. Necker a diminuat numărul perceptorilor generali, atacând în felul acesta ferma care sustrăgea în profitul său din impozite, din care doar o parte ajungea în trezoreriile statului. Mai erau puse în discuție cheltuielile casei regale. Astfel a izbucnit un conflict cu privilegiații, cu atât mai mult cu cât el propunea înființarea adunărilor provinciale și ale municipalităților, însărcinate cu stabilirea impozitelor. Necker a mizat pe popularitatea căpătată, publicând în februarie 1781 dare de seamă către rege, adică bugetul Franței. Astfel, cheltuielile și încasările ieșeau la vedere. S-a aflat prețul casei regelui, pensiile, rentele și favorurile acordate curtenilor, însă cifrele erau și măsluite. Necker a denunțat risipa din trezoreria regală spre beneficiul câtorva mii de privilegiați. Eșecul lui Calonne. După publicarea dării de seamă, Necker a intrat în disgrație și a fost înlocuit în 1783 de Calonne, specialist în finanțe care a reluat reformele lui Turgot, încercând punerea în practică a reformei fiscale. Însă, în 1786, țara se apropia de faliment
și pentru a levita, toate datoriile trebuiau plătite. Trebuia pus capăt privilegiilor fiscale ale nobilimii și clerului, stabilirea unui impozit unic pe terenuri și restabilirea liberei circulații a cerealelor. Calon sugera, la fel cum au făcut Turgot și Necker, înființarea unei adunări, adunarea notabililor, unde urma să se decidă că doar starea întâi și starea a doua să plătească mai multe impozite. Ludovic a decis convocarea adunării notabililor în Marele Consiliu Extraordinar din 29 noiembrie 1786. În februarie 1787, adunarea a fost convocată, iar notabilii se arătau indignați, deoarece era pentru prima dată când un ministru al regelui ținea partea poporului nu în numele compasiunii, ci al legalității și dreptății. Astfel, după eșecul implementării reformei și la presiunile Mariei Antoaneta și a apropiaților regelui, în aprilie Calon este demis. Astfel, adunarea notabililor a repurtat o victorie, reușind să-l alunge pe Calon. Succesorul lui Calon, Luménie de Brienne, a făcut o nouă încercare, dar regele s-a lovit de opoziția parlamentului. În noiembrie 1787, în fața parlamentarilor, monarhul a uzat de prerogativele tradiționale, devenite însă anacronice, ordonându-le să accepte legea. Ducele Philippe d'Orléans i-a reproșat regelui că este ilegal și a insistat ca edictul să fie înregistrat din ordinul vărului său, regele. Ludovic e indignat și consideră gestul lui Philippe d'Orléans drept trădare, fapt pentru care îl exilează. Deși inițial nu acceptase această idee de scumpănit, regele hotărăște convocarea stărilor generale. În august 1788, ministrul Brienne convoacă stările generale pentru data de 1 mai 1789. Pentru a obține fonduri și a adopta noi măsuri fiscale, el speră să obțină sprijinul adunării. Din cauza faptului că statul era în faliment, regele a fost nevoit să-l recheme pe Necker și să-l demită pe Brienne. Acțiunile la bursă au crescut în câteva zile cu 30%. Necker a vărsat în trezoreria regală 2 milioane din averea personală. A obținut avansuri de la bancheri și notari, astfel statul putea să-și acopere cheltuielile până la data convocării stărilor generale. Însă opinia publică era divizată. Din cauza stării de trai deplorabile în care se afla populația, care spera la o schimbare, Necker, pentru a evita o decepție față de aceasta, a pledat pentru dublarea numărului de deputați ai stării a treia, formată din reprezentanții poporului de rând, ca un act de justiție pe care suveranii îl acceptau. La începutul lunii mai 1789 a avut loc adunarea stărilor generale. Această instituție avea atribuții pur consultative, regele cerând doar aprobarea impozitelor pe care putea să le stabilească. De asemenea, primea sfaturi pe care era liber să nu le urmeze. Stările generale apar deci ca un expedient la care puterea regală recurgea în timp de criză. Regele dorea să limiteze dezbaterile în sensul dorii de guvern și suveran. Stările trebuiau să asiste guvernul în aplicarea reformelor, fapt ce venea în contradicție cu dorințele lor. Incapabil să se hotărască asupra modalității de vot pentru starea a treia, după o lună de negocieri, stările având susținerea clericilor reformatori, starea a treia s-a proclamat pe 17 iunie în adunarea națională. După 3 zile prin jurământul depus, deputații se angajau solemn să nu-și dizolve adunarea înainte de a se stabili Constituția Regatului. Ludovic al XVI-lea era pus în fața faptului împlinit și invita clerul și nobilimea să se alăture burgheziei. Pe 9 iulie, adunarea națională s-a proclamat adunarea națională constituantă, iar puterea a fost preluată de popor. La 11 iulie, regele a decis să-l demită pe Necker, fapt ce declanșează agitație maximă în Paris. Iar la 14 iulie, populația a luat cu asalt închisoarea regală Bastilia, fapt premeditat care reprezintă o radicalizare a revoluției. Ludovic e nevoit să-l recheme pe Necker. În august
Adunarea Națională întrunită a hotărât abolirea privilegiilor, act care contravenea atașamentului regal față de societatea tradițională. Violența mulțimilor și supravegherea la care este supus a desființat ideile anterioare cu privire la persoana regală. Constituția civilă a clerului a lovit în conștiința religioasă a lui Ludovic. Apoi, la 26 august, adunarea a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Premergătoare Constituții, spiritul luminilor, deismul filozofilor își găseau exprimarea în declarație. Declarația nu era doar o armă împotriva actelor arbitrare ale regimului monarhic. Ea avea un caracter universal și se aplica tuturor societăților umane. Astfel este definită libertatea de opinie, libertatea presei, fără însă a se opri asupra libertății religioase, economice și de reuniune. Regele nu a sancționat acest document, fapt pentru care revoluția se radicalizează. Ludovic al XVI-lea a ales. Nu este pregătit pentru compromisul dintre regalitate și revoluție, oferindu-i drept bază o societate nouă. În 5-6 octombrie, radicalii din Paris organizează o procesiune populară, Paris-Versailles-Paris, pentru a-l obliga pe rege să abandoneze Versailles și să se instaleze la Paris, în Palatul Tuileries. Scopul acestei acțiuni era împiedicarea oricărei manevre de reacțiune regală. Din acel moment, regele devine practic prizonier în Paris. În martie 1790 se adoptă modalitățile de aplicare ale legilor adoptate în august 1789. La 14 iulie 1790, adunarea organizează o sărbare grandioasă la aniversarea căderii Bastiliei. Pentru a se apropia de popor, Ludovic împreună cu regina și delfinul participă la aniversare, ceea ce atrage aplauzele participanților. Dar această zi e una întunecată pentru monarhie, incapabilă să renunțe la tradiția absolutistă. Regele a decis să fugă din Franța, dar a fost oprit la Varennes și întors la Tuileries. Pentru tentativă de fugă, Ludovic a căzut în disgrația poporului. Inițial, revoluționarii au căzut de acord asupra unei monarhii constituționale în care puterea suveranului să fie limitată de Constituție, adoptată în septembrie 1791. Ludovic al XVI-lea nu mai este rege al Franței prin grația lui Dumnezeu, ci rege al francezilor prin grația lui Dumnezeu și Constituția statului. Adunarea a propus și a adoptat noi legi în vreme ce regele desemna miniștrii, dispunea de un veto de suspendare limitat la două legislaturi și nu putea declara singur starea de război, după cum nu putea semna singur tratate de pace. Compromisul dintre puterea executivă și legislativă a eșuat. Sfârșitul monarhiei. Intervenția armatei austro-prusace, venită în ajutorul lui Ludovic, a culminat cu bătălia de la Valmy, la 20 septembrie 1792, unde armata franceză a învins, iar trupele străine s-au retras. Această intervenție a determinat căderea regalității. La 10 august, când Palatul Versailles a fost luat cu asalt de mulțime, urmată de procesul regelui. Acest proces a început la 11 decembrie, cu citirea actului de acuzare, un fel de istoric, în care era reflectată duplicitatea regelui în toate momentele critice ale Revoluției. Judecarea a fost stabilită în data de 14 ianuarie. Convenția a stabilit trei puncte asupra cărora deputații aveau să se pronunțe. Dacă Ludovic a conspirat împotriva libertăților publice și de atentat împotriva securității naționale, dacă trebuia adresat un apel către națiune în legătură cu sentința și care va fi pedeapsa dată. Vinovăția a fost admisă în unanimitate, cu excepția câtorva abțineri. Apelul către popor a fost respins, iar pedeapsa cu moartea a fost pronunțată în urma unui scrutin de o zi. Regele a fost condamnat, iar execuția a urmat pe 21 ianuarie 1793 prin ghilotinare. A avut loc la ora 11 în Piața Revoluției din Paris, într-o mare desfășurare de forță și în prezența unei imense mulțimi. Execuția regelui a lovit regalitatea în însuși prestigiului tradițional și aproape religios.
Ludovic al XVI-lea fusese executat, ca un om de rând nu se mai putea vorbi despre o monarhie de drept divin. În ceea ce privește procesul și execuția lui Ludovic al XVI-lea, la 11 decembrie 1792, Convenția franceză sau Adunarea Națională l-a acuzat oficial de trădare pe fostul rege Ludovic al XVI-lea, 1754-1793, încarcerat în templu, un fost castel templier situat în Paris, după revolta din 10 august, care răsturnase monarhia pentru a face loc unui nou regim, Republica. Ludovic al XVI-lea a intrat în sala convenției condus de Antoine-Joseph Santerre, comandantul gărzii naționale din Paris. Înainte de a lua loc, președintele tribunalului i-a spus Ludovic: "Națiunea te acuză, Adunarea Națională a decis să te judece." Apoi a fost citită lista de acuzații. 15 zile mai târziu, la 26 decembrie 1792, procesul împotriva regelui începea în cadrul Convenției Naționale cu prezentarea dovezilor împotriva lui. Girondinii, grupul politic moderat, au dorit să evite condamnarea lui la moarte, deoarece aceasta ar fi provocat un război al tuturor puterilor europene împotriva Franței și, prin urmare, au cerut ca sentința să fie ratificată de popor. În discursul său din 28 decembrie, Robespierre a răspuns avertizând că un apel către popor pentru a discuta problema în adunările primare ar duce la război civil. Ambele tabere au încercat să convingă majoritatea moderată a adunării, care nu era aliniată cu niciuna dintre părți. Primul vot a avut loc la 15 ianuarie. Întrebați dacă Ludovic al XVI-lea se face vinovat de complot, 691 din 749 de deputați au răspuns afirmativ. Soarta lui Ludovic al XVI-lea era pecetluită. Regele trebuia să moară. Luni, 21 ianuarie 1793, Ludovic al XVI-lea, în vârstă de 38 de ani, a fost decapitat prin ghilotinare în Place de la Révolution. În timp ce urca pe eșafod, a apărut demn și resemnat. A rostit un scurs discurs în care i-a iertat pe cei care sunt cauza morții mele, apoi s-a declarat nevinovat de crimele de care era acuzat, rugându-se ca moartea lui să nu se răsfrângă asupra Franței. Multe relatări sugerează dorința lui Ludovic al XVI-lea de a spune mai mult, dar Santerre a oprit discursul ordonând un ropot de tobe. Fostul rege a fost apoi decapitat rapid. Unele relatări despre decapitarea lui Ludovic indică faptul că lama nu i-a secționat gâtul în întregime de prima dată. Există de asemenea relatări despre un țipăt înfiorător scos de Ludovic după ce lama a căzut, dar acest lucru e puțin probabil, deoarece lama i-a secționat coloana vertebrală. Călăul Charles-Henri Sanson a mărturisit că fostul rege și-a întâmpinat soarta cu mult curaj și imediat după execuție, cadavrul lui Ludovic al XVI-lea a fost transportat într-o căruță la cimitirul Madeleine, din apropiere, situat pe Rue d'Anjou, unde cei ghilotinați în Place de la Revolution erau înmormântați în gropi comune. Înainte de înmormântarea sa în Biserica Madeleine, distrusă în 1799, a avut loc o scurtă slujbă religioasă ținută de doi preoți, care au jurat credință Constituției Civile a clerului. Ulterior, Ludovic al XVI-lea, cu capul său tăiat așezat între picioare, a fost înmormântat într-un mormânt nemarcat. Cimitirul Madeleine a fost închis în 1794. În 1815, Ludovic al XVIII-lea a dispus ca rămășițele fratelui său, Ludovic al XVI-lea, și ale cumnatei sale Maria Antoaneta să fie transferate și mormântate în Bazilica Saint-Denis, necropola regală a regilor și reginelor Franței. În timp ce sângele lui Ludovic se scurgea pe jos, mai mulți spectatori s-au îngrămădit pentru a-și înmuia batistele în el. Această relatare s-a dovedit adevărată în 2012 după o analiză ADN. Experții au făcut legătura între sângele despre care se credea că provine din decapitarea lui Ludovic al XVI-lea
și ADN-uri prelevat din mostre de țesut provenind din capul mumificat al strămoșului său, Henric al IV-lea al Franței. Alte probe au fost prelevate dintr-un recipient sculptat pentru a comemora eroii Revoluției franceze și în care fusese ținută una dintre batistele înmuiate în sângele lui Ludovic. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!